Metalul a deschis corul în minutul 17 când Feher a șutat dintr-o lovitură liberă mult lateral stânga și portarul Fildan a respins în plasă. Vâlcea a reușit rapid să egaleze în minutul 26 după un corner, Ionu Stoica marcând cu capul. În minutul 37, centralul Botescu a acordat CSM-ului o lovitură liberă de la 19 metri, îndelung contestată de oaspeți, la care juniorul Blojou s-a accidentat, fiind ulterior înlocuit. Neagoe a bătut lovitura liberă prin zi și CSM conducea cu 2-1. CSM s-a desprins la 3-1 în minutul 51. Când Firțulescu a scăpat singur cu portarul advers, șutul său a fost respins de portarul Zimmermann, până la Staicu, care a marcat cu o lovitură de cap. Trupa patronată de Cătălin Rufo a revenit în joc în minutul 82, când Ionescu a înscris cu un șut plasat din careu. Până la final însă, oaspeții nu au mai creat pericol la poarta gazdelor, astfel CSM se impune cu 3-2 și acumulează 3 puncte după două etape. Într-un fel disputa două echipe disponibile, din punctul meu de vedere, disponibil la joc. Noi am făcut greșeala că după gol ne-a retras mai mult decât trebuia și nu înțeleg de ce, dar în sfârșit, probabil jucătorii așa înțeleg după ce dau un gol să facă un pas înapoi. Golul 2 v-aș ruga să îl acordați domnului arbitru. Am făcut și schimbare, are un hematom foarte mare pe gambă juniorul nostru. Volet direct în piciorul lui și el de zona centrală și primind golul, care e greșeala noastră. Eu am declarat, eu vă declar ce văd și e dreptul meu. Și arbitrii să țină cont, că nu vă trimită antrenorii în tribună când vor ei așa. Că nu e chiar așa. Că nu e normal să dai acolo faul când e invers. Și fac și schimbare și copilul are dita mai gamba, copil de 17 ani. Da, toate meciurile au fost, sunt grele și vor fi în continuare. Pentru că chiar dacă o grămadă de echipe au probleme, asta nu înseamnă că nu au valoare. Toate vor fi grele și de acum încolo. Victoria e meritată pentru că zic eu că am avut o atitudine bună și cum am mai spus-o atunci când începem cu atitudine bună și terminăm cu lucrul acesta, vom câștiga. Vreau să-mi felicit băieții pentru efortul depus și pentru ambiția de care au dat dovadă, pentru că ne-am trezit din nou cu 0-1. Și am plecat din nou de la 0-1, dintr-o fază fixă care nu a anunțat mare lucru și din nou pe greșeala noastră, din mingea noastră s-a ajuns la acea fază fixă. Mă bucur că am avut puterea să revenim și să întoarcem rezultatul. Am avut la un moment dat 3-1, puteam să facem 4, 5, 6 și așa mai departe, pentru că am avut nenumărate situații și nu cred că exagerez cu nimic. Cred că victoria este meritată după numărul ocazilor de gol. Am avut situații de 1-1 cu portarul, am avut situații de 3-2, de 2-1, de vreo 2 sau 3 ori am fost doar în offside singur cu portarul și așa mai departe. Un pic mai multă claritate și inteligență la faza de finalizare puteam să fie un scor care să ne scutească de emoțiile sfârșitului de joc.